Multe accidente se produc din cauza unor lucruri simple care ar putea fi învățate la orice școală de șoferi. Pilotul de raliu Alexandru Filip consideră că sunt șoferi care nu cunosc poziția corectă la volan, pentru că nimeni nu i-a învățat. Mâinile trebuie să... mâna stângă va sta la ora 9 a volanului, mâna dreaptă va sta la ora 3 a volanului. Niciodată degetele mari nu vor intra în volan, nu vom conduce așa, pentru că în eventualitatea unui accident, airbag-ul se va deschide, noi ne vom încleșta mâinile de volan și ni se vor rupe, evident, mâinile de la presiunea uriașă a acestei perne de aer care se cheamă airbag. Față de volan trebuie să avem neapărat o distanță relativă care se măsoară foarte simplu, în trei moduri. Ori ținând mâinile corect avem un unghi de 90 de grade la cot, ori când suntem sprijiniți de spătar, partea de sus la ora 12 a volanului ne vine la încheietura mâinii, sau și mai simplu, în momentul în care ne împingem cât putem de tare în scaun, nu reușim să îndreptăm mâinile. Orice am face, nu putem să îndreptăm mâinile. Și asta iarăși pentru că în momentul în care, Doamne ferește, avem un impact, primul instinct este să strângem volanul, să ne împingem în mâini cât mai puternic. Iar tot șocul, evident, va fi preluat de către umeri. Mâinile fiind flexate, nu ne vor lăsa să afectăm trunchiul, să primim șocuri în trunchi. După care, cu picioarele, e cam aceeași poveste. Ne fixăm șezutul cât mai jos, pentru că trebuie să vedem în perspectivă, spre orizont, să anticipăm ceea ce se întâmplă. Nu ne interesează ce se întâmplă în, să zicem, proximitatea capotei. Nu ne interesează să vedem capota, ci ne interesează să vedem cât mai mult în profunzime. Deci ne lăsăm șezutul cât se poate, de cât ne permite mașina. Iar în față și spate ne fixăm șezutul astfel încât cu piciorul să avem același principiu ca la mână. Trebuie să fie, când îl punem pe această pedală de sprijin, trebuie să fie flexat. Iar oricât de tare m-aș împinge în scaun, să nu reușesc să îndrept piciorul. În momentul în care piciorul este îndreptat, pe același principiu al probabilității unui accident, îl voi întinde, iar șocul va face ca totul să fie preluat de către șold, lucru pe care evident nu ni-l dorim. Un alt element extrem de important în toată economia unei deplasări este centura de siguranță, pe care din păcate destul de mulți o ignoră. Atât la volan, în dreapta, dar și pe cele trei locuri din spate, centura de siguranță trebuie purtată. Pentru că ea ne ține și nu ne lasă să ne lovim de diferite lucruri din mașină. Insist foarte mult pe purtarea centurii de siguranță de către pasagerii din spate. La noi este împământenită ideea asta și toți cei care se urcă la mine în mașină, în momentul în care le spun a spus centura, mi se răspunde cu o întrebare. Păi și în spate? Da, și în spate, pentru că și acei pasageri se deplasează cu aceeași mașină, cu aceeași viteză, iar riscurile sunt perfect egale atât în față cât și în spate. Cu atât mai mult, în cazul în care șoferul are cuplată centura de siguranță, el este protejat. În schimb, pasagerul din spate va veni și va lovi șoferul. În cazul unui impact frontal, pasagerul din spate, care să zicem are o greutate de 80 de kg, va veni și îl va storci cu o lovitură de berbec pe cel aflat la volan sau pe cel aflat în partea dreaptă și așa mai departe. Văd foarte multe mămici, de exemplu, care își duc copiii în brațe, în mașină. La fel, să ne imaginăm ce se întâmplă când corpul mămicii de, să zicem, de la 50 de kg în sus, storcește copilul între corpul ei și scaunul din față. Iarăși este o situație extrem de gravă, dar tot din necunoaștere unii oameni practică lucrul ăsta. Repet și subliniez, centura de siguranță, că e vară, că e iarnă, că mergem doar până la colț să luăm o pâine sau că mergem până la mare, trebuie purtată de către toți pasagerii. Pentru o siguranță mai bună în trafic, orice șofer ar trebui să cunoască și să aplice regula celor 2 secunde.
regula celor două secunde reprezintă practic distanța pe care o păstrăm față de cel din față și care ne ține la adăpost de un accident nedorit, mai ușor sau mai grav. Este foarte simplu, nu putem spune să ținem față de cel din față 10 metri, 20 de metri, 50 de metri, pentru că această distanță depinde foarte tare de viteza cu care ne deplasăm. Și atunci, ca să fim întotdeauna siguri că suntem la o distanță suficient de sigură față de cel din față, ne luăm un reper, un stâlp, o bornă, nu știu, o poartă, un copac, nu știu, orice, și numărăm din momentul în care mașina din față trece prin dreptul acelui reper, numărăm 1, 2, adică 2 secunde, foarte simplu, astfel încât la cea de-a doua secundă să trecem și noi prin dreptul acelui reper. Normal că pe autostradă distanța de 2 secunde este reprezentată de o distanță mult mai mare. În oraș, la viteze de 20, 30, 40, 50 de km la oră, distanța respectivă este mai mică, viteza fiind și automat mai mică. Și un alt lucru pe care l-am văzut în Germania, de exemplu, este metoda fermoarului, cumva necunoscută la noi, dar în Germania este chiar în codul rutier, și anume, în momentul în care două drumuri se întâlnesc, unul prioritar și unul neprioritar, sau două benzi trebuie să se intre pe o singură bandă, ei știu deja că întotdeauna o mașină va fi o mașină, ordinea va fi o mașină prioritară, una non-prioritară, una prioritară, una non-prioritară. În concluzie, asta este metoda fermoarului, așa ca atunci când tragem fermoarul și se lipesc dinții respective, așa este și cu mașinile, se petrec una după alta. Niciodată nu trec două mașini non-prioritare și două mașini prioritare, ci întotdeauna una și una, astfel încât traficul să fie fluent. Sunt oameni care șoferi, care și la noi au început să respecte regula asta, am văzut-o, poate și pentru că au condus afară, dar este extrem de eficientă, mai ales în zone aglomerate.